Este Revolution. Dacă vreți să folosiți hashtag-uri, să postați poze pe Instagram, Facebook, le aveți pe ecran. Mișto 2015, cel mai important. Nu știu câți dintre voi știți ce s-a întâmplat la UNEATC în ultimele luni. Andrei o să vă spună mai multe despre asta. Când am gândit să-l invităm pe el, ne tot gândeam la temă, cam ce înseamnă Revolution și a fi revoluționar. De cele mai multe ori, nu știu, vine în cap un personaj eroic, îți vine să porți un tricou cu Che Guevara, în fine. Numai că a fi revoluționar în realitate înseamnă să lupți pentru drepturile tale atunci când sunt încălcate, fără să obosești constant și... De-aia l-am invitat pe Andrei și o să vă spună el mai multe despre asta. Bună dimineața! Mă așteptam să fie... N-am mai fost niciodată la... În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Nu am mai fost niciodată la Creative Mornings și credeam că o să fie o chestie cu 5 oameni. Și mi-e puțin... Nu pentru că nu au ei spectatori, ci pentru că nu știam că sunt oameni interesați de această temă și de ce aș avea eu de spus pe această temă. Așa că mi-e foarte greu să-mi dau seama exact ce așteptați de la mine, așa că o să vă propun eu ceva și pe parcurs sper să interacționăm și să vă răspund tuturor întrebărilor sau curiozităților cu care ați venit. E ok așa? Adică, nu știu exact, adică să vorbesc eu la început și apoi la un moment dat să puneți întrebări? E ok, bun. Păi, deja povestea în care sunt implicat cu UNEATC-ul durează din martie, deci de 3 luni. Mai exact, lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Eu am coordonat o revistă de cinema care se numește Film New. Fac acest lucru din 2009, practic de când aveam 24 de ani. A fost o ocazie extraordinară, vă dați seama, adică văd că sunteți majoritatea tineri și bănuiesc că vă dați seama ce înseamnă ca cineva să-ți ofere șansa asta la 20 ceva de ani, adică să coordonezi o revistă de cinema. Sigur, din anul 2 de facultate eu am terminat UNEATC, am făcut cursuri acolo, am studiat la o secție care se numește Comunicare Audiovizuală, unde se studiază scenaristică, deci să scrii scenarii pentru filme și critică de film. Și am fost mai interesat de partea a doua, deci de zona de critică și teorie de film. A fost o experiență nu foarte plăcută pentru mine, aceea de a fi student la această secție. Multe din motive nu țineau de persoanele, să spunem, profesorilor, ci de faptul că într-o perioadă, eu am început facultatea prin 2004 și probabil că mulți știți cât de cât cinema românesc. Știți că în anii 2000 au început să realizeze filme acești cineași din nou, așa numitul nou val, într-un stil diferit de al predecesorilor lor, adică fără metafore, fără tot felul de cai albi și așa mai departe. Și, deci într-un stil foarte frust realist. Școala noastră de film, școlii noastre de film a fost foarte dificil să accepte acest lucru, adică într-o primă fază, cu foarte puține excepții, profesorii respingeau pamfletar, ca să spun așa, pe acești noi cineaști. De-abia după ce Cristi Puiu a câștigat, știți cum se întâmplă, probabil că asta se întâmplă și la nivel de masă de multe ori, când ceva câștigă premii internaționale, ajunge încet încet să fie reconsiderat și acasă. Așa s-a întâmplat și în UNEATC. Încet, încet, ceea ce nu înseamnă că vreunul dintre acești cineaști a fost acceptat sau invitat cu brațele deschise să predea în universitate. Așa că foarte mult, ca să spun așa, pentru mine, pe experiența asta de student, sigur că în primii doi ani
Eu am făcut 4 ani, pe vremea aceea nu era încă sistemul Bologna de 3 ani implementat. În primii 2 ani, sau în primul an cel puțin, na, venind dintr-un oraș mic, faci film, nu contează nimic, adică e plăcut. Dar deja, din momentul în care începi să te gândești, sau cel puțin vorbesc acum în numele meu, încep să-ți dai seama că nu se trece mai departe de anii 60, 70 maxim, apropo de istoria filmului sau de teorie, că ceea ce ți se dă de citit, ca să spun așa, sunt tot așa teorii din anii 30-40, încep să-ți dai seama de enormitatea faptului că nu exista nicio revistă de cinema la acel moment. Existau doar site-uri de cinema, dar generaliste, precum Cinemagia, în fine, mai mult pe jurnalism. Și sigur, existau critici, adică oameni care scriau critică de cinema în diverse publicații, dar nu exista o publicație de cinema. Și de lucrurile astea mi-am dat seama încet, încet, în timpul facultății. Faptul că nu se traduceau cărți de cinema. Bănuiesc că mulți sunteți din diverse domenii unde vă confruntați cu aceeași problemă, pentru că cu cât e mai specializat domeniul respectiv, cu atât probabil se traduce mai puțin, dar cinemaul e totuși o artă populară, adică care are... În continuare sunt zeci de mii, sute de mii de oameni, milioane de oameni și în România care văd filme și cu toate astea se traducea și în continuare se traduce extrem de puțin. Nici măcar biografii de actori nu prea se traduc și așa mai departe. Și mi-am dat seama de lucrurile astea încet, încet. Și bineînțeles că am fost foarte nemulțumit. Și atunci, în momentul în care mi s-a oferit șansa în timpul facultății de a fi colaborator la Cinematecă, am încercat să fac mai mult decât... mi se cerea, ca să spun așa. Adică fusesem cu părinții mei la Paris și fiindcă aveam, bineînțeles, fanteziile astea cu Mai 68, Henri Langlois, Nouvelle Vague, Revolta studențească, etc. Singurul loc în care mergeam zilnic era Cinemateca franceză, care, mă rog, nu mai arată la fel cum era în filmul The Dreamers sau lucruri la care mă uitam pe vremea respectivă, dar oricum... Pluteam noaptea când mă întorceam de la Cinematecă pe străzile goale și văzusem un film cu Catherine Hepburn și Spencer Tracy, și anume Adam's Rib din 49, și cu sala plină, și în România mergeam la Cinematecă și erau 2 oameni. Adică, și am zis, ok, nu e Paris, București nu e Paris, dar nici chiar Zalău nu e, adică orașul din care vin eu. Și atunci, cu siguranță sunt oameni care vor, ar vrea să meargă la cinema, la Cinematecă, sunt cinefili. Cu siguranță se poate face ceva. Și atunci când am ajuns la Cinematecă, pur și simplu pe un salariu de 3 milioane, că asta era ca și colaborator, nu conta oricum, mergeam zilnic, adică mergeam zilnic pe la... Sunt 2 săli ale Cinematecii, probabil știți, Eforie și Union. Cinemateca e o instituție de stat, adică ține de Arhiva Națională de Filme și practic sunt 2 săli care sunt subvenționate de stat, de la stat și în care se proiectează filme vechi care sunt întreținute în Arhiva Națională de Filme. Adică, înțelegeți ce vreau să zic, adică sunt filme care au rulat în România sau s-au făcut schimburi la un moment dat cu diverse alte cinemateci și pe care Arhiva încearcă să le păstreze, să le conserve. Bun. Și, mă rog, încet, încet, sigur că e foarte important să mergi, să vezi ce se întâmplă înainte să faci ceva. Pentru că odată erau foarte multe probleme de tipul ăsta. De exemplu, eu când eram student, mergeam la Cinematecă și... mergeai la un film, în program era trecut că un film japonez, să zicem, de Kurosawa, era trecut că are subtituri în română, intrai la film, era fără subtitru. Și atunci, mulțumesc, japoneză chiar n-am învățat, există oameni, dar eu nu sunt printre ei. Sau mergi a doua oară și îți spuneau, e filmul cu tare, la ora cu tare, și atunci acolo era o hârtie pe care scria, s-a contramandat filmul, fără nicio explicație. Și merge sau altă dată spuneau, nu sunt destui spectatori, plecați acasă. Și atunci mergi o dată, mergi de 2 ori, mergi de 3 ori, mergi de 4 ori, dar după 4 ori nu te mai duci. Și atunci așa și-a pierdut în timp spectatorii, pe scurt. De asemenea, și așa, mă rog, ajungând să vorbesc cu proiecționiști, ajungând să vorbesc cu persoanele de la bilete, într-o primă fază s-au temut că sunt de la Uniunea Europeană, adică tot mergeam pe acolo, au crezut că s-a... Da. Ideea este că încet, încet oamenii ăștia, cum să zic, oamenii observă când cineva este interesat de lucrul respectiv. Și chiar dacă înainte și aveau în continuare pentru că ce făceau ei? Pur și simplu când nu mai aveau chef, puneau un bilet... aș pleca acasă, că nu-i verifica nimeni, să spunem. Dar cel puțin mergând, vorbind cu ei, adică nu sunt oameni, nu sunt niște canali, sunt pur și simplu niște oameni care s-au obișnuit într-un fel. Să nu
filmele pese, probabil, de foarte multe ori. Și încet, încet, în cele trei luni în care am stat acolo, am început să fac eu programul Cinemateci împreună cu o colegă, Irina Bacu, o colegă de clasă. Am vorbit cu un băiat care pe bani foarte puțin a refăcut, cum se cheamă, broșura aceea a Cinemateci, încercăm să o transformăm într-un fel de revistuță, mă rog, n-a ieșit excelent, dar mă rog, ce a fost, a fost. Și atunci am început o serie de proiecții de cineclub, în care de două ori pe săptămână proiectam filme vechi și discutam multe ori cu spectatorii și a avut foarte mare succes din start, adică dacă Cinemateca la vremea respectivă avea probabil o medie de spectatori de 1, ceva pe spectacol, ceea ce în fine asta e, la cineclub de la început au venit cam 100 de oameni și atunci mi-a fost clar că oamenii n-au, adică oamenii dacă te ții de cuvânt în primul rând, adică dacă atunci când le spui că e filmul ăsta cu subtitluri, dai cu subtitluri și alte lucruri de genul ăsta care sunt sigur o normalitate, vin. Adică nu că nu există cinefili sau nu există oameni care să iubească cinema. În fine. Și asta a fost, dacă doriți, într-un fel refugiu meu în perioada universității. Sigur, după 4 luni, mă rog, am plecat nu foarte, adică e foarte complicat pentru că aveam un șef, bineînțeles, și acolo și nu era ok, adică nu era foarte bine pentru el să vadă că e, na, că făceam, mă ocupam de tot și așa mai departe. Și atunci la un moment dat am avut un conflict. Mă rog, dânsul a avut cu mine un conflict în care în urma căruia am făcut o înțelegere și am spus oricum banii pe care îi primeam de aici îi dădeam pe taxiuri plus mulți alții, pentru că mergeam zilnic. Renunț la a face orice altceva, dar vreau să rămân cu cineclubul, adică să putem să facem de două pe săptămână cineclubul, să luăm filme din arhivă, nu vreau să fiu deloc plătit, nu mă interesează asta, dar aș vrea să nu mai am de face niciodată cu dumneavoastră, adică să fac direct lucrurile la Jilava, la arhivă și a acceptat și așa a fost, adică după aceea, timp de 5 ani sau cât a mai fost cineclubul acolo, totul a fost fără nicio intervenție, deci am avut libertate, dacă doriți, să proiectăm ce vrem, etc. Deci, practic, atunci a început așa. Eu, terminând în universitate, am avut șansa la un moment dat să-l cunosc pe Cristi Puiu la un festival, când eram în anul 3 și a fost pentru mine o experiență, în primul rând că era un om care vorbea despre filme din anii 2000. Am început să văd filme din anii 2000, am văzut că se mai face cinema și acum, adică nu doar Tarkovski, Fellini și alți distinși cineaști merită sondați. Și sigur, încet încet am început să cunosc diversi cineaști la care nu aveam acces în universitate. Deci, ca să vă, nu știu, greu să vă imaginați, dar era ca și când era un fel de cocon din ăsta într-o altă epocă cumva și în exterior se întâmplau lucruri și tu nu aveai acces la ele și nu aveai niciun fel de contact cu ele. Și când am terminat universitatea, am zis că nu mai vreau să calc acolo. Și un an s-ar fi întâmplat asta dacă nu ar fi ajuns decan un om pe care l-am respectat și le respect în continuare foarte mult, pe numele lui Sorin Botoșeneanu, pe care nu-l cunoșteam când eram student, pentru că el predă fotografie și noi, secția noastră, nu aveau contacte cu el, însă avea cea mai bună reputație dintre toți profesorii, toți colegii mei de la celelalte secții, toți spuneau că e singurul oază, și tocmai pentru că toată lumea spunea asta, eu am fost foarte sceptic. Și într-o primă fază, el mi-a propus la un moment dat să ne gândim la posibilitatea realizării unei reviste. Și mă rog, a durat vreun an de zile, adică tot procesul acesta de a construi primul număr, în fine. Și în tot acest an de zile am ajuns să-l cunosc din ce în ce mai bine și să-i dau din ce în ce mai mult credit, ca să spun așa, uman. Și mă rog, până la urmă în 2009 am scos primul număr al revistei și apoi timp de 5 ani, până anul trecut în noiembrie, au ieșit 24 de ediții de numere în limba română. Era o revistă prin care, sau este o revistă, ca să vorbesc la trecut, este o revistă prin care ne doream inițial să sprijinim cinefilia din România și să sprijinim, dacă doriți, un tip de critică ceva mai riguros decât se practica în general în România pe cinema, sigur, asumându-ne niște riscuri, riscul principal fiind acela că atunci când ai o revistă cu 80 de pagini, în care majoritar e scris, fotografiile sunt alb-negru, da, ceea ce auzeam cel mai des inițial era că nu citește nimeni atâta, și am zis, ok, să se uite la poze atunci. Adică, până la urmă, eu cred totuși că oamenii sunt, eu cred în inteligența și în
cum să spun eu, în dorința de a înțelege lucrurile a oamenilor și asta mă interesează în primul rând la oameni. Sigur, atunci când vorbim de scris și de cinema, când vorbim de stat la bere și dansat, mă interesează cum dansează. Dar în cazul acesta m-a interesat să dialoguez în felul ăsta sau să dialogăm în felul acesta cu oamenii. Iar ulterior, pe măsură, sigur că orice redacție nu rămâne la fel, hopefully, și nici noi n-am rămas la fel și de la un punct încolo a început să ne intereseze, pe lângă această cinefilie pe care doream să o sprijinim, au început să ne intereseze diverse teme, dacă vreți, care au implicații sociale și politice. Ne interesa, de exemplu, am avut un dosar pe feminism, am avut un dosar pe queer cinema și pe queer studies, am avut un dosar pe realism socialist. În fine, înțelegeți ce vreau să spun când spun implicații sociale. Și totul a fost cu această revistă, la un moment dat, în ATC, Facultatea de Teatru, pentru că sunt două facultăți, teatru și film, a fost un schimb între cele două facultăți și Facultatea de Teatru a cedat Facultății de Film o sală care fusese inițial proiectată pentru spectacole de teatru și folosită în sensul ăsta, dar a fost transformată ulterior într-o sală de cinema. Și am mutat toate proiecțiile de la Cinematecă, acolo, de acum 3 ani, deci din 2012, și am continuat cineclubul acolo de două ori pe săptămână, proiecții cu filme românești urmate de dezbateri cu echipele și cu destul de mult succes, adică cu destul de mulți spectatori, chiar nesperat de mulți. Bun, asta este, să spunem, partea antetul, partea prefața. Apropo de conflictul actual, la un moment dat, prin 2014, deci acum un an, în toată perioada asta, datorită acestui decan, deci al lui Sorin Botoșeneanu, chiar nu s-a atins nimeni de noi, adică din punct de vedere, să spunem, al libertății de exprimare. De cele mai multe ori, de fapt, cred că majoritatea cadrelor didactice din școală, pentru că, repet, sunt și teatru și film, mulți de la teatru au aflat abia acum că există revista, de exemplu, deci după 5 ani și așa mai departe. Deci bănuiesc că nu s-a legat nimeni de noi și din acest motiv, pentru că cred că mulți o ignorau. Ceea ce, mă rog, e ok, adică n-am o problemă cu asta. Dar am fost într-adevăr protejați. Și ce vreau să punctez, apropo de legătura cu prezentul, este că pentru mine, spunându-vă, deja declarându-vă că, desăinuindu-vă că nu a fost o experiență plăcută aceea de a fi student, din start am văzut acest proiect al revistei și al proiectelor ca pe o încercare de a schimba ceva în universitate, dar nu a schimba printr-o luptă frontală, nu știu cum să spun, adică nu prin a încerca să mă confrunt direct cu cineva sau cu altcineva sau cu problemele despre care tot auzeam pe parcurs, bineînțeles că există și l-am văzut la rândul meu, dar sigur l-am văzut din calitatea de student la o anumită secție, dar acolo sunt 12 secții, cred, în total, sau mai multe, cu tot cu teatrul. Și ea, mai degrabă, dacă doriți, o încercare de a schimba ceva prin a face un proiect în interiorul unui sistem care nu funcționa, dar de a încerca să-l faci cât mai bine și de a încerca cumva în timp ca acest proiect, dacă iese ok, să genereze niște schimbări și în rest. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și într-o oarecare măsură s-a întâmplat așa, cel puțin la nivel de studenți, adică brusc veneau de două ori pe lună cineaști români din noua generație și aveau interacțiuni cu studenții, nu la proiecțiile de filme românești. În general, la Cineclub proiectam filme, nu proiectam... În primul rând am proiectat niciodată Tarkovski. Și nu pentru că am o problemă cu Tarkovski, dar pentru că toată lumea predă Tarkovski. Adică, în general, încercam să prezentăm filme și la Cineclub, filme vechi, care să fie descoperiri. Adică asta mi se părea important, să-și deschidă orizontul, dacă doriți, spre alte tipuri de cinema decât cele care le sunt predate. Nu pentru că, repet, nu pentru că ce le este predat, sau ce mi era și mie predat, e prost. Și pentru că, mai ales într-o universitate, să rămâi la ideea asta că există un fel de manual, cum era în liceu, nu mă bifezi, Camil Petrescu, Hortensia Papadam-Bengescu, Ion Creangă, Eminescu și gata, e prost, adică nu aștept la nimic. Aia știm, alea le vedem cu toții. În fine. Bun, ați înțeles ce vreau să spun. Deci asta, de la început am văzut acest proiect și a fost într-un fel, tot un fel de oază, cum fusese Cinemateca inițial pentru mine.
Și atunci, în 2014, când așa foarte brusc, de fapt, la un moment dat, cred că tot în 2012, când au fost alegeri de, ca să vedeți ce ironie a sorții. În 2012, când au fost alegerile în școală pentru rector și decan, țin minte că a candidat actualul rector, pe numele său Adrian Titieni, un actor foarte respectabil, și fostul rector Gelu Colcea, care de asemenea este actor. Pentru că, în general, în ATC, actorii sunt, au și cei mai mulți studenți, secția de actorie, în fine. Cei mai mulți profesori și, în general, în istoria universității, 90% au fost directori, au fost actori de la secția de actorie. Și toată lumea, inclusiv eu, l-am votat pe actualul rector cu multă încredere că va fi o mare schimbare pentru universitate. Și într-o primă fază, în primii doi ani ai mandatului său, chiar părea că va fi așa, adică mie cel puțin îmi părea astfel, dar ca să vă zic așa o chestie din culise pe care acum, de când cu conflictul, văd cum mai spune stânga și dreapta, încercând, nu știu, să demonstreze că noi ne înțelegem bine, nu înțeleg ce vrea să demonstreze cu chestia asta. La un moment dat am primit un telefon pe la începutul mandatului, în care nu mai știu dacă de la el sau de la secretar, în fine, în care m-a întrebat dacă vreau să devin prorector. Și mă rog, am spus că nu, adică aveam 26 de ani și așa mai departe și nu, oricum nu-mi doresc funcții administrative, că vreau alte lucruri de la viață, oricum a picat, dar așa ca idee. Și după aia, brusc, anul trecut, eu fiind destul de apropiat de decan, așa, brusc venea de la ședințele de Consiliu de Administrație, ca să înțelegi puțin că sunt foarte multe consilii, comitete și comisii. Consiliul de Administrație este un consiliu format exclusiv din oamenii care sunt în funcții de conducere. Deci rector, decani de la cele două facultăți, prorectori, sunt doi prorectori, directorul administrativ și președintele Senatului, un ATC. Și venea brusc de la aceste ședințe tot timpul jignit, neînțelegând ce se întâmplă, el fiind prieten cu rectorul de altfel până atunci. În fine, foarte lovit. El fiind o persoană extrem de discretă și extrem de, cum să zic, pașnică, nu știu, complet opusul meu. Adică nu sunt nepașnic, dar eu dacă sunt lovit, reacționez, adică mă apăr instinctiv. El nu face asta, el se gândește tot timpul și atunci, se gândește, vai, trece printr-o perioadă proastă, Adrian, trece printr-o perioadă proastă, nu știu cine. Și așa, zi de zi, de săptămână, vedeam cum un om care, din toate punctele de vedere, e pentru mine reprezenta un model de integritate și de, ce vreți voi, de bunătate, pur și simplu se stingea dacă doriți. Adică era, știu că e un pic indiscret că spun asta, dar la un moment dat mi-a fost frică că o să moară. Vorbesc foarte serios. Și lucrurile astea s-au tot agravat în timp. Și pentru că, de fapt, ce se dorea era să-și dea demisia singur. În toamnă, în urma unor luni în care nu s-a întâmplat acest lucru, în toamnă, rectorul a trimis oficial o cerere de suspendare pentru două motive absurde, cel puțin. Adică un motiv era acela că decanul și-ar fi asumat rolul de producător în mod ilegal pentru filmele studențești din UNATC. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe site-ul premiilor GOPO, care sunt un fel de Oscaruri românești, apărea numele său ca producător al filmelor studențești nominalizate. Înțelegeți ce vreau să spun? Bun. Ori nu decanul este producătorul, ci universitatea, un ATC. Al doilea motiv era legat de niște cabluri. Acolo mi-a fost mai greu inițial să înțeleg. După aia am înțeles, e mai complicat aici. Care fuseseră cumpărate, nu știu când, în facultatea de film și la care o persoană din exterior, mă rog, se numește audit, adică e o persoană care vine și face niște verificări, din cât am înțeles, în fine, pe documente, pe la, descoperise că la două facturi existau niște probleme, în sensul în care la una era schimbat TVA-ul, erau greșeli, cum se cheamă, la una era o greșeală din asta tehnică, nu mă pricep foarte bine să explic, era schimbat TVA-ul cu totalul și invers, deci o chestie de contabilitate, sigur, existând departament de contabilitate în un ATC, iar la altă factură scrisese că nu, firma care de la care s-au cumpărat cablurile n-ar exista. Dar domnia sa, din câte am văzut, scrisese oricum greșit în audit numele firmei. Deci îl transcrisese greșit.
firma existând, de fapt. Bun. Prima problemă, chestia cu GOPO, a fost rezolvată foarte rapid, în sensul în care cei de la GOPO au trimis la solicitarea unui ATC o scrisoare prin care își asumau răspunderea, faptul că au trecut din propria inițiativă acel nume pe site, așa. Iar la chestia cu cablurile, iarăși s-a rezolvat prin aceste... pentru că decanului s-a dat un termen de 30 de zile să explice Consiliului Facultății ce s-a întâmplat. Consiliul, după ce a venit decanul și a explicat, a votat în unanimitate să rămână decan. El în toată această perioadă era suspendat. Nu știu dacă înțelegeți, când e cineva suspendat, înseamnă că nu mai exercită funcția respectivă, dar în continuare nu e demis. Deci așteaptă. Și în toată acea perioadă nu mai avea drept de semnătură, semna pro-decanul. E complicat. Înțelegeți ceva, nu? Da? Bun. Deci prima dată Consiliul nu-mi dau seama dacă explic eu suficient de clar, că mie îmi sunt clar în cap, vă dați seama, dar na, mă gândesc de atâta timp la ele. Deci Consiliul a respins odată cererea rectorului, a doua zi s-a întors o scrisoare de la avocata unui ATC, mă rog, din partea domnului rector, în care susținea că practic și-a recunoscut vina și, în fine, o aberație. Și din nou a supus Consiliului să voteze aceleași două chestii. Consiliul din nou a respins cererea rectorului. Din nou, a treia oară, așa că a treia oară, undeva pe la începutul ianuarie, rector a venit în persoană într-un consiliu al facultății de film să ne explice de ce ar trebui demis. Și eu fac parte din consiliul facultății de film. Deci eram acolo. Și a venit, a vorbit 40-50 de minute. Eu mă așteptam să vină și cu alte lucruri, adică totuși în momentul în care niște oameni maturi resping niște acuzații, în fine, de două ori, dar, mă rog, și n-a venit cu alte lucruri, au fost aceleași două lucruri, în plus găsise faptul că era și pe IMDB trecut și, ca o paranteză, un prieten recent a făcut următorul experiment, tocmai pentru că i-a fost profesor, mă rog, și sunt o relație bună și s-au certat pe această temă, pentru că Adrian Titian se pare că nu înțelegea foarte bine cum funcționează treaba cu IMDB-ul și a făcut un experiment acum două săptămâni în care la un film destul de modest românesc, regizat de actualul decan al Facultății de Film, Ovidiu Georgescu, filmul se numește Ultimul Zburător, a trimis la IMDB informația că Adrian Titian ar fi producător. În 4 ore informația era pe site. Deci în momentul de față îl găsiți pe Adrian Titianii producător, ceea ce nu este la Ultimul Zburător. Deci IMDB-ul funcționează ca un fel de Wikipedia, ca paranteză. Bun, deci a venit cu această chestie că acum ești pe IMDB, bla 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 bla, și a fost o ședință, nu știu cum să vă explic, că nu știu dacă vă puteți imagina cum sunt ședințele la noi. A fost o ședință tensionată, emoțională, dramatică, și la un moment dat, în care o parte dintre profesori, mie unuia mi s-a părut că au complotat sau se înțelesese înainte cu rectorul ca să îl termine emoțional pe decan, și la un moment dat, în cadrul, și de aici a început de fapt, pentru că la un moment dat în toată acea vâltoare am întrebat de ce, pentru că invoca rectorul o imposibilitate de comunicare cu decanatul. Iar eu am spus atunci, spre finalul ședinței, am întrebat de ce vina e neapărat a decanului și nu poate fi și a rectorului, adică măcar să răspundă la chestiunea aceasta. Și atunci mi-a răspuns în felul următor, ceva de genul, da, domnule Rus, e adevărat, poate am greșit când în anul 2014 am semnat la finalul anului devizele revistei FilmMeniu. Nu e așa? Și am spus, nu știu, este o întrebare insinuantă, nu pot să răspund la ea. Apoi a continuat, sau poate am greșit în anul 2013 când am semnat devizele, la 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 la, poate am greșit că aveți o redacție mai mare decât biroul rectorului, poate am greșit pentru că atunci când ne vedem pe holuri, nu știu ce, avea această obsesie că nu-l salut pe holuri, ceea ce nu e adevărat, adică nu-mi stă în fire, dar în fine. Deci mi-a spus-o și pe asta, etc. Și în urma acestei ședințe, pentru că au fost mai multe lucruri acolo vehiculate despre activitatea revistei, împreună cu redacția am înregistrat la rectorat o cerere prin care solicitam punctual să ne răspundă la, adică să ne dea, să ne spună care e viziunea practic conducerii față de viitorul revistei. La momentul respectiv, revista neavând în reînnoit contractul cu tipografia. Nu ni s-a răspuns în termen de 30 de zile, așa cum e legal stabilit. Dar în acea perioadă, a doua sau a treia zi, după acea ședință, la secretariat a trebuit să semnez un document, o evaluare a profesorilor, care se face anual,
în care sunt punctaje date profesorilor pentru, mă rog, de studenți, de către decan, de către șeful de catedră și de către rector. Și aveam punctajul scăzut de către rector la activitate în mediul academic. Era scăzut la jumătate. Sigur, asta atrage după sine o mică scădere a salariului. La salariul meu însemna, nu știu, 40 de lei, probabil, din câte am înțeles. Dar oricum, mi se părea aberant, adică făceam atâtea lucruri, aveam multe cursuri pe salariu de 12 milioane și ceva la vremea respectivă. De timp mi-a mai crescut, în fine, un milion și ceva. Și făceam atâtea lucruri pe gratis, adică revista, proiecțiile, adică erau timp din timpul meu și energia mea. Și n-am cerut niciodată bani în plus, nu mi s-au dat niciodată bani în plus, dar mi se părea aberant să-mi scazi din salariu, mai ales că e mic. Și atunci am trimis pur și simplu, am înregistrat imediat o altă solicitare la rectorat prin care ceram explicații. Atât. Nu ceram să-mi crească punctajul nimic. Răspunsul a fost că mi-a crescut punctajul la maxim. Ce m-a enervat la culme, pentru că mi s-a părut un abuz. Adică mi s-a părut, pentru mine a fost un semn că atunci când șeful vrea să facă ceva să-ți cadă, așa o face, când vrea să-ți-l crească, ți-l crește. Ori nu asta era ideea. Adică pentru mine asta m-a enervat și mai mult. Bun. Deci a întâmplat lucrul ăsta, apoi am revenit cu o scrisoare împreună cu redacția, pentru că, repet, nu ni s-a răspuns în 30 de zile, prin care, din nou, de data aceasta, invitam la o întâlnire rectoratul. Nu ni s-a răspuns nici la această scrisoare. În Consiliul de Administrație ni s-a răspuns, practic, s-a discutat că nu se întâlnesc cu noi, se întâlnesc doar cu șefa de catedră, care, ați ghicit, nu ceruse audiență. Adică, într-o instituție publică, și dumneavoastră, care nu sunteți în un ATC sau într-o altă instituție publică, dacă solicitați o audiență, dacă nu vi se acceptă, vi se răspunde în scris că nu se acceptă pentru că. Înțelegeți? Deci este nu numai dreptul vostru, e obligația instituției să vă răspundă. Și atunci, sigur, s-au mai întâmplat niște episoade, în fine, care toate duceau spre un fel de presiune la adresa mea, cum îmi permit eu să comentez și dacă mai comentez, dacă nu mă opresc, să vezi o să pățești, nu știu ce, am zis ok. Așa că, în urma acestor, cum să zic, era deja luna martie, la începutul lui martie, am decis împreună cu colegii de redacție să ieșim public cu o scrisoare, în care să explicăm ce s-a întâmplat, de ce revista Filme New n-am mai ieșit din luna noiembrie, ea ieșind în general odată la două luni, și să solicităm rectorului, să ne ajute, adică să participe alături de noi la a crea un statut clar acestei reviste în cadrul universității, pentru că ea nu l-avea în mod așa foarte, foarte precis. Atunci era foarte ușor de folosit în diverse, cum s-a întâmplat în cazul acesta. Și de asemenea ceream să anuleze suspendarea decanului, adică acelui care sprijinise până atunci revista și pe care îl consideram cu toții nedreptățit în această poveste. Am ieșit cu această scrisoare. Sigur, în UNATC, cea mai mare, și știam acest lucru, cea mai mare frică a tuturor este de a se vorbi public orice despre UNATC în afară de așa, și mai ales cu nume. Dar nu mă așteptam la reacția finală, pentru că, în primul rând, această scrisoare a avut într-o zi 40.000 de vizualizări, ceea ce a fost, adică, a fost absolut halucinant, adică, și nici nimeni nu s-a așteptat, nici ei, nici noi. A doua zi, realizatorul de film, Radu Juda, a ieșit cu o scrisoare de susținere a redacției, la care imediat conducerea a reacționat, publicând un mesaj foarte scurt în care practic îi răspundeau lui că revista Filme nu s-a suprimat, scrisoarea noastră fiind destul de lungă și cu multe puncte, adică, în fine, cum vorbesc eu acum, așa, lui Jude fiind scurtă, mai scurtă și mai concisă, dar răspunsul școlii a fost și mai concis, adică a fost ceva de genul, nu s-a suprimat revista, întotdeauna a fost sprijinită, cum să zic, citatul cheie a fost, în final, erori pot fi făcute de oricând și de către oricine, așteptăm scuze public. Așa se termina. Bun, au urmat și alte scrisori de susținere de la Corneliu Porumboiu, în fine, și alți cineaști, așa că, deci noi am ieșit cu scrisoarea luni, pe 16 martie, pe 19 martie am fost invitați la un dialog, în sfârșit. Mai întâi, la ora 11, cu Consiliul Facultății de Film și de la ora 16, cu rectorul. Și am fost împreună cu redacția. În ședința de consiliu a vorbit foarte mult
cam o oră din o, din o oră și jumătate, persoana care la vremea respectivă era președintele Senatului și pe care îl cheamă Laurențiu Damian, e un profesor de la Facultatea de Film, și a vorbit jignitor de mult și jignitor de dezinformat și de rău intenționat. Iar de la ora 16 a fost întâlnirea cu rectorul, care a fost de asemenea, din punctul meu de vedere, jignitoare, pentru că după ce a început, cumva sugerând că o să ne dea judecată, you might guess, adică încercând să ne întrebe dacă ne asumăm cu toții scrisoarea, dacă am semnat, ați semna, dacă v-aș da să semnați un document în care la, da, normal că am semnat, adică noi am scris-o așa, a continuat în momentul în care, s-a pus în față, a spus ascult. Și eu am început să reiau întrebările din cerere, da? Deci din cererea redacției, la care nu ne răspunsese. M-a oprit, mi-a spus, domnule Rus, dumneavoastră știți cine sunteți și în ce calitate sunteți aici? Și am spus, cine sunt, e mai greu de spus pe moment, dar nu, cine, adică în ce calitate sunteți? Și am zis, da, sunt lector universitar, doctor, la secția cutare și coordonez revista FilmNew. Da. Și a început să ia pe toți cei prezenți profesori, să mi prezinte cu funcții și el e profesor universitar, doctor, nu știu ce. Bun. Și la sfârșit a spus, ascult. Și am continuat. L-am întrebat, de ce aia, de ce aia, de ce aia? În fine, a fost foarte tensionat, într-un fel. Și am plecat de acolo cu toții terminați după două ședințe de genul ăsta într-o zi. Bun. Se stabiliseră niște lucruri deja legate de revistă, nimic foarte concret. Între timp, asta am uitat să spun, aflase în plin februarie doar, că în luna iulie anului trecut, Consiliul de Administrație hotărâseră să scadă tirajul și bugetul revistei. Deci să scadă la jumătate. Foarte pe scurt ce se întâmplase, era în felul următor. La începutul anului, la începutul unui an, persoana de la directoarea de la achiziții, există și un departament de achiziții, deci, înțelegeți, achiziții, bun, cea care se ocupă de cumpărat lucruri, la achiziții, face un fel de, programare, nu știu cum se cheamă, planificare bugetară pentru anul respectiv. Și în anul 2014, la începutul anului, m-a întrebat câte numere din revistă crezi că puteți scoate maxim. Ceea ce nu obligă școala ca voi dacă scoateți măcar un număr, adică prin contract, dacă nu există bani, să puteți scoate, nici nu vă asigură nimic, nici vouă și nu vă obligă nici pe voi să scoateți toate revistele. Și am zis, bun, atunci maxim putem scoate 5 în română, 2 în engleză și una în franceză. Bun, zis și făcut. Aia a fost planificarea bugetară. Ceea ce însemna 72.000 de lei, ceva genul ăsta, că o revistă are 3.000 de exemplare, o ediție, costă 9.000 de lei, 3.000 de exemplare, deci 90 de milioane. În luna iulie, când au scăzut ei bugetul, au scăzut jumătate din acest buget. Deci a ajuns bugetul la 36.000. Dar noi în 2014 am scos doar 4 din 8. Înțelegeți? 4 din 8 ediții. Și pe 2015 tot 4 puteam să scoatem, că nu mai aveam nici timp, nici energie. Și atunci, practic, era situația asta. Tu aveai buget să scoți 4 ediții a câte 3.000 de exemplare, dar printr-o hotărâre oficială a Consiliului de Administrație se scădea și tirajul. Și după ce am aflat de chestiunea aceasta și am făcut calcul, am tot întrebat prin Consilii și prin Senat, dar de ce să scadă și tirajul? E ok, scădeți bugetul, nu scădeți tirajul. Și nu, și nu, și nu. Tirajul e scăzut, tirajul e scăzut. Și am zis, bun, e aberant, trebuie să creștem prețul pe exemplar. De ce aș vrea să cresc prețul? În fine, o aberație. Și după acea întâlnire de joi cu redacția, eu am plecat la Kiev, la un festival, mi s-au așezat lucrurile în cap. Adică mi s-a părut, adică mi-am dat seama cât de, să spun, cât de anormală e relația asta ierarhică în care cel care e șef îți vorbește ca ultimului gunoi doar pentru că îți permiți, adică la un moment dat inclusiv ni se spunea, dar cine sunteți voi să-mi cereți explicații, adică pana mea, dar nu te-a pus Dumnezeu aici, adică în primul rând am votat noi și în al doilea rând cum să spun, e o instituție publică, nu e firma ta, dar și într-o firmă tu ai drepturile tale prin lege de angajat. Și fiind acolo la Kiev, într-un juriu, pur și simplu m-au apucat dracii, adică m-au apucat, adică pur și simplu am rememorat tot ce se întâmplase. Și am început, inițial am spus că o să vedem, am declarat public că o să vedem ce se întâmplă la cu revista. Și apoi președintele Senatului, Laurențiu Damian, a ieșit el să răspundă public scrisorii lui Radu Jude, în nume personal.
Și cumva trecea peste noi că suntem niște lector universitar și răspundea lui Radu Jude, mai ales cineast, că noi mințim, că noi nu știu ce. Și atunci i-am răspuns tot public. I-a răspuns și Radu Jude, dar i-am răspuns și eu, pentru că eram și noi implicați. Spunea, printre altele, încheia spunând că noi vrem să ne facem reclamă. Super, adică zici că suntem la, habar n-am, nu vreau să dau nume, la o revistă de scandal sau ceva, ne facem reclamă, bun. Și am răspuns și eu public. Domnia asta a răspuns răspunsului meu. Cu foarte multe, domnia asta, nefiind o persoană foarte populară pentru studenții, mai ales pentru foștii studenți de la film. Ia, și așa că foarte mulți au intervenit cu comentarii, cu postări proprii. Vă imaginați cum e pe Facebook, știți cum e pe Facebook. I-am răspuns din nou. Dar de data asta, pentru că implicase niște lucruri personale la adresa mea și a decanului, la final l-am întrebat un lucru, n-am afirmat-o, i-am spus atât. I-am spus un lucru adevărat, de altfel. Sunt foarte mulți părinți care atunci când, au copii pe care îi cunosc, care atunci când copiilor vor să dea la facultatea de film, mă întreabă dacă e adevărat că trebuie să facă cursuri de pregătire cu dumneavoastră. Haideți să clarificăm acest lucru public ca să știu ce să răspund părinților. Și asta, asta a fost un lucru, sigur, mulți știam din poveștile altora că se întâmplă asta și că foarte mulți profesori din UNAT ce fac asta. Domnul Damian n-a putut să se abțină, s-a abținut câteva zile și apoi a răspuns. Și felul în care a răspuns l-a incriminat foarte tare în acel răspuns public. Și aici s-a întâmplat o chestie foarte interesantă, în sensul în care domnia asta cred că s-a speriat foarte tare de reacțiile tuturor și a trecut printr-o perioadă, cred că mai tulbure. Și ca să vedeți ce telenovela, așa, ce chestie, fiul său, care este actor foarte tânăr și pe care nu-l cunoșteam decât din vedere, m-a contactat în perioada respectivă. Și el făcuse, era student la actorie și ne-am întâlnit. Și au fost o întâlnire de vreo, vă dați seama, nici pentru mine nu era ușor, adică era o perioadă foarte tensionată, în fine. Și ne-am întâlnit, am stat vreo 4 ore și au fost 4 dintre cele mai intense ore din viața mea, în sensul în care el a recunoscut că 90% din ce spunem noi acolo e adevărat, pentru că s-a ajuns la mult mai multe subiecte despre tatăl lui. Că singurul lucru care nu e adevărat este că, din cauza faptului că tatăl său a ieșit public, pare cel mai nasol din toată universitatea. Eu am încercat să-i spun că este cel mai nasol din toată universitatea, adică din experiența mea până atunci, destul de limitată s-a dovedit. Și atât mi-a spus. Mi-a spus că tatălui trece printr-o perioadă acum în care începe în sfârșit să realizeze anumite lucruri despre ce a făcut în general în ultimii 20 de ani. Că, și că are o singură rugăminte, că dacă văd că tatălui începe să se schimbe, să nu-i mai dau un cap, cum ar veni, că să nu mai scriu, adică să-l las să treacă prin acest proces. Și am spus, Doamne ferește, adică, în primul rând, asta e, adică, dacă oamenii ajung să realizeze, să înceapă să realizeze ceva dintr-un anumit rău pe care l-au făcut, mi se pare inuman, nu știu, mi se pare oribil, adică să nu-l lași, adică să nu-l sprijin în acest demers. Și, și mi-a mai spus un lucru, că tatăl său își va da demisia din funcția de conducere de președinte al Senatului, imediat după Paște. Asta era undeva prin aprilie. Și am zis, ar fi foarte bine să facă asta. Adică ar fi un gest de normalitate și un gest prin care ar arăta că, că e dispus și că își recunoaște oficial greșelile. Bun. S-a terminat episodul ăsta cu Laurențiu Damian, a venit vacanța de Paște, între timp Consiliul de Administrație a decis că în urma presiunii publice a revenit asupra tirajului revistei, noi am ieșit cu o declarație că ne reluăm activitatea, am făcut 2 proiecții, totul ok, bun. Vine vacanța de Paște, după care o săptămână în care am avut niște treabă cu un festival, eu după această, au retras suspendarea decanului, dar păstrând aceleași 2 clauze stupide, adică spunând că iarăși în termen de 30 de zile să demonstreze aceleași 2 lucruri, ceea ce e jignitor. Și imediat după vacanța, după undeva pe la mijlocul aprilie, și-a dat demisia decanul facultății. Și a doua zi, Laurențiu Damian, președintele Senatului. Ceea ce a iscat o criză și mai mare decât înainte, și în interior și în exterior. Și după acest episod a fost pus la următoarea ședință de senat, președinte al senatului, un domn de care n-auzisem, de la coregrafie, domnul Sergiu Angel, e numele său,
și ca decan al, interimar al facultății de film, un regizor care a realizat Ultimul Zburător și care e, care e un film, cum să spun, colegial. E foarte modest, adică filmul Ultimul Zburător. Și mi s-a părut absolut oribil, adică fără să-l cunosc, adică nu vorbesc de persoană sau de calitățile administrative ale unei persoane, dar o persoană care e într-o funcție de conducere într-o universitate de artă și simbolizează ceva prin meseria asta. Și într-un moment ca asta să dai un asemenea statement, ca să spun așa, mi s-a părut oribil. Iar la câteva zile după această recalibrare, să spunem, a funcțiilor de conducere, o jurnalistă pe numele său Iulia Popovici, care a fost foarte implicată în toată această poveste de la început, a descoperit că Sergiu Anghel, președintele Senatului, are pe pagina sa diverse mesaje ciudate. Printre altele, ușor rasiste, ușor antisemite, ușor xenofobe. De exemplu. Nu știu dacă se vede. Vreți să citești și cu voce tare sau citiți voi? Deci dau cu aspiratorul prin casă. Normal vin sărbătorile. Televizorul e pe prima. Nu știu cum a ajuns acolo. Îl văd pe papițoiul siliconofil la piață. În piață la tarabe doar țigănci, cultivatoare de legume. Că doar e cunoscută hărnicia țigănilor care abia așteaptă să mijească zorii ca să se ducă să dea cu sapa printre straturi. Ați înțeles, piețele din București sunt în mâinile mafiei țigănești, care își păguiește primările din suprapețul pe care îl plătim noi. Concluzie, românii muncesc în legumicultură, românii plătesc șpagă la primării prin suprapețul pus de țigani. Mă întorc la aspirator și mă gândesc, românii sunt prea buni, prea ca la țară. Vă mai arăt unul singur, că sunt multe. Așa, aici un comentariu la un clip, retragerea cetățeniei imediat la fel tuturor țiganilor plătiți de cercurile ostile României care acceptă să funcționeze ca agenții de, ca agenți de imagine în vederea discreditării românilor ca popor european, arestații la aeroport cu prima ocazie și acolo, mă rog, continuarea era unde sunteți domnilor de la, ce, cum se cheamă ăsta de discriminare, CNCD, SIC, sau de la oficină, adică era o ironie. Și mă rog, extrem de multe mesaje foarte ciudate de, apropo de romi, apropo de... bun. Și asta a născut, a iscat, dacă doriți, un scandal public pe tema asta dacă e ok ca într-o instituție publică să existe o persoană de conducere care să aibă asemenea mesaje publice. Școala n-a avut niciun fel de reacție oficială la acest articol. În schimb, o persoană pe care nu o cunoșteam personal, pe numele său Florin Zanfirescu, actor celebru și profesor la actorie, m-a abordat pe Facebook. Inițial în privat, mă rog, încercând să-i accept prietenia pe Facebook, ceea ce s-a întâmplat după două zile, pentru că într-un schimb de mesaje private, i-am explicat de ce nu i-am acceptat-o inițial și până l-am întrebat dacă dorește să discutăm la telefon sau să ne vedem și mi-a spus că nu ar vrea să dialogăm public în Agora, adică pe Facebook. Și am zis ok. I-am acceptat prietenia. Nu mai știu, a început să comenteze, să lase comentarii destul de ok, un pic autoritar aș spune, dar destul de decent, altfel la postări legate de Sergiu Anghel, deci de colegul domniei sale. Și într-o zi am observat că domnia sa avea pe pagina de Facebook un link la un articol care se numea Mafia jidănească, nu știu ce faci la Roșia Montană, era o mizerie de articol. Și l-am întrebat pe pagina mea de ce a postat acel articol. Adică fără niciun comentariu, ceea ce înseamnă că când nu asociezi nimic pe Facebook, înseamnă că aderi la ce scrie acolo. Și mă rog, mi-a răspuns, dar cred că s-a cam enervat. Și în weekendul respectiv, imaginați-vă cum este să te trezești, țin minte că era o sâmbătă, și m-am trezit dimineața. Stați, nu. Sunt mai multe. Deci m-am trezit într-o dimineață. Uitându-mă, m-am trezit, trimisese cineva, dar nu se vede nimic. Trimițându-mi cineva un mesaj, zice, uită-te pe pagina lui Zanfirescu.
Și am intrat pe pagina lui Zanfirescu și erau lui Florin Zanfirescu și avea vreo 10 mesaje lăsate în 3 ore, care toate erau despre cum eu, Gorzo și Iulia Popovici vrem să demolăm un ATC. Nu, asta e, o, așa, e un comentariu. Sau mesaje private, schimburi de mesaje private care nu spuneau mare lucru oricum. Deci oricum eram puși la zid. Niște nei ca nimeni, care nu știu ce vor să facă, în fine. Și atunci am răspuns domnului Zanfirescu pe pagina mea și am spus că dacă problema domniei sale este ca eu să recunosc că sunt prost, nei ca nimeni și nu știu ce, nu am o problemă cu asta, dar să trecem mai departe la subiecte mai importante. Mă rog, a fost, vă imaginați, au intrat și alți oameni, au comentat, a devenit un circ total. Și într-o dimineață, mă rog, domnul acesta, Sergiu Angel, președintele nou al Senatului, cel cu mesajele pe care vi le-am arătat, undeva la sfârșitul lunii aprilie, împreună cu Senatul, au decis să convoace o comisie de etică care să verifice prejudiciul pe care l-am adus eu școlii. Ceea ce s-a întâmplat. Deci domnul Zanfirescu a fost prezent la acea ședință și atunci a aflat că există o problemă în un ATC și de aceea a intervenit, se pare, pe Facebook să mă interpeleze, probabil considerând că odată intrat domnia sa în discuție, se va încheia totul. Bun, după acest schimb de mesaj în care i-am spus, în fine, că așa, au mai trecut o perioadă, a venit comisia de etică, în comisia de etică, aici a fost o altă schemă foarte ciudată, pentru că inițial programaseră prima întâlnire undeva la începutul lunii mai, cu o zi înainte mi-au spus că o amână până la sfârșitul lunii, în fine. A fost comisia de etică, care a fost alucinantă. Am scris un mesaj pe pagina mea de Facebook în care povesteam un episod de acolo în care mi se spusese că fac propagandă homosexuală pentru că am avut o postare care nu avea legătură cu un ATC-ul, în care răspundeam unui mesaj pe care îl consideram incorrect al doamnei Mihaela Rădulescu din luna martie și în care încheiam spunând putem să fim, deci am spus putem să fim homosexual, lesbiene, etc., indiferent de ce ori crede orice Mihaela din lume, ceea ce a fost considerat că e propagandă homosexuală. Am scris despre acest lucru pe pagina mea, așa că domnul Zanfirescu și-a dat seama că eu de fapt lupt pentru că aș fi homosexual. Și, mă rog, îmi ținea, e destul de lungă postarea, nu știu dacă ai rost să o citiți pe toată, dar îmi spunea că e ok să fii gay, pe scurt. Dar tu ce faci? Lupți ca să-i convingi pe toți să fie ca tine? Dacă părinții tăi erau de părerea ta. Nu-mi permit să dau nume, abia asta ar fi discriminare, dar în orice timp și în orice loc au existat și vor exista homosexuali. În același timp există și heterosexuali. Mare e grădina Domnului și cred că avem loc cu toții în ea. Deci tu ce dorești de fapt? Avem la admitere locuri pentru rom, dorești să se anunțe și locuri pentru homosexuali? Nu cred că va fi o problemă, dar te-ai fi înscris pe acel loc? Fiți homosexuali fără rușine, spui tu. Sesizezi că de fapt te revolți contra rușinii. Dacă îți e rușine, e problema ta, nu a noastră. Țipi când nimeni nu te lovește. Ești în stare să arunci gunoi pe brază care te-a primit în sânul ei. Vrei să-i transformi pe toți după chipul și asemănarea ta? Dacă de fapt îți este rușine, luptă cu rușinea ta, vezi de unde vine și depășește-o. Dacă vrei și dacă poți, poartă o etichetă ca să fie clar pentru toți ce ești tu. Unii își pun etichete pe mașină, fii cum simți, dar apucă-te totuși de ceea ce fac și colegii tăi. Caută o cale nouă în artă, fii revoltat contra ceea ce este șablonat și prăfuit, altfel nu înțeleg ce le predai studenților din un ATC. Fiindcă dacă le predai ce clamezi, ne putem trezi cu părinților la poarta școlii și atunci să te ții. Iar nopțile tale, așa rușinos cum ești, crede-mă, nu interesează pe nimeni. P.S. Cu regret te anunț că termenul homofob nici nu există în dicționar. În schimb, există cuvinte ca perversiune, corupere, etc., care descriu lucruri interzise unui cadru didactic. Iar pe mine acest mesaj, deci după toate celelalte mesajele domnului Zanfirescu, au fost cum au fost. Dar acest mesaj m-a deranjat în mod deosebit. Și nu pentru faptul că domnia sa consideră că sunt homosexual, e problema ce sunt, e problema. E treaba mea și nu privește pe nimeni, ci pentru felul în care, arăta foarte clar un anumit tip de mentalitate, dacă doriți, despre ce înseamnă să fii altfel decât ce consideră cineva că ar trebui să fie oricine, adică norma, adică normal, nu știu. Deci cumva se raporta în felul acesta la mine. Asta venind într-o perioadă în care un alt profesor de la actorie, pe numele său Doruana, care e chiar directorul departamentului,
intervenise și el din propria inițiativă pentru a susține pe domnul Sergiu Angel și pe domnul Zanfirescu, spunând așa: cer scuze tuturor celor care s-au lăsat manipulați de cei doi revoluționari de la Facultatea de Film care au pornit acest război în bucătărie. Totul a pornit de la o minciună sfruntată. Revista Filme nu a fost nici suspendată, nici interzisă, nici pusă la spate. Nu vreau să reiau argumentele profesorului Zanfirescu, cu care sunt întru totul de acord, dar tabloidizarea relației dintre conducerea școlii și cei doi pedagogi de școală nouă este lipsită de normalitatea spiritului universitar, în care ar trebui să se poartă o polemică. Sunt absolut convins că revista Filmeniu nu va dispărea, chiar dacă la un moment dat, Doamne ferește, fondurile vor fi tăiate de vreun minister zelos și scrufulos la datorie. Fundația Accept o va lua sub ocrotirea sa și o va readuce la viață. Nu-i așa, băieți? Bun. Deci, în acest context, am încercat, sigur că vă dați seama că în momentul în care cineva postează pe Facebook lucruri de genul ăsta, oamenii reacționează în diverse feluri. De la hăhăiel și bătăi de joc la, în fine, susținere. Eu am încercat cu domnul Zanfirescu cât am putut, conștientizând faptul că există, na, domnia sa e de vârsta bunicii mele, de exemplu, și bunica mea, nu știu, nu are Facebook, dar dacă ar avea, n-ar înțelege multe lucruri. Și am încercat să port un dialog în care să, cum să zic, să încerc să explic anumite lucruri, adică cât de politicos am putut. De foarte multe ori, însă domnia sa reacționa destul de autoritar și destul de jignit, probabil de faptul că îi se răspundea. În fine, deci a fost o întreagă nebunie cu chestia asta. Și pe acest fond, dacă doriți de accelerare a crizei publice, apropo de declarațiile acestor domni, a venit decizia Comisiei de Etică, care a fost aceea de a desface contractul de muncă, practic. Adică propunea Senatului acest lucru. Și eu am aflat de acest lucru în timpul Senatului, în timpul ședinței de Senat, de la culmea de la Radu Jude, care m-a sunat, fiind dându-i mesaj la Laurențiu Damian din Senat, care între timp trecuse de partea noastră, prin intermediul fiului, și Radu, care i-ai trimisese ceva de genul: fă ceva că îl dau afară pe Andrei, sau în fine. Și eu am fost absolut șocat, pentru că acest lucru, această decizie nu s-a mai întâmplat din anii 80, când un regizor, nu foarte cunoscut astăzi, a fost dat afară pentru că vorbise de rău universitatea. Și domnia sa a câștigat procesul în instanță și a revenit în universitate. Și mi s-a părut absolut șocant, pentru că era, din punctul meu de vedere, cea mai proastă decizie pe care o puteau lua pentru imaginea universității. Și în momentul în care a început să se scrie pe Facebook, țin minte că în seara aceea nu eu am scris primul, eu am scris chiar destul de târziu. Așa, țin minte că mă uitam la pagina mea de Facebook, care mă tot tăguia oameni, și aveam impresia că am murit și că scriu oameni necroloage din alea, adică nu era emoționant, cumva nu pot să spun ce simțeam. Simțeam că am devenit un fel de idee de ceva, adică că nu mai mi-aparțineam, adică era foarte ciudat. Cu poze din tinerețea mea. Nu, serios, adică cineva chiar posta să-și amintea de când eram student și ne uitam la filme la calculator, etc. Adică e o senzație emoționantă, dar e foarte bizară. Adică e o chestiune foarte bizară. Îmi suna telefonul în continuu, presă, în fine. Și ce a fost foarte interesant a fost această susținere. Adică în perioada respectivă, în primele zile, pur și simplu am primit sute de mesaje pe Facebook, private, pe lângă astea publice și așa, de la tot felul de oameni. Am primit mesaje, de exemplu, de la persoane care fac parte din comisii de etică, din licee, din țară sau din facultăți, care îmi explicau de ce nu e legal ce au făcut ei. De la avocați care îmi spuneau că vor să mă reprezinte pro bono. Nu râdeți, că e extraordinar de important. Eu acum sunt reprezentat pro bono de un avocat foarte, foarte bun. Pentru că n-am bani să plătesc un avocat. E extraordinar, adică mi s-a părut extraordinar, adică nu am cuvinte. Sigur, multe mesaje din țară, de la diversi oameni care au zis nu știu de unde, de poveste, etc., etc. Și, practic, asta a declanșat o criză, apropo de povestea cu un ATC, mai mare ca niciodată, cred că în istoria universității. Și pe pagina, după această serie de mesaje de susținere, la un moment dat, nu mai știu dacă în seara aia sau în fine, am văzut că au făcut niște oameni pe care îi cunosc de altfel, au făcut un eveniment cu un protest. Asta era într-o miercuri, pentru vinerea respectivă. Și din start
Din start, vă dați seama că mi-au sunat telefonul din diverse părți, din diverse locuri, că vor să dau o scrisoare de susținere, vor să nu știu ce, și am spus nu vreau să mă implic. Adică mi se pare, cum să spun, dacă tu vrei să scrii o scrisoare de susținere, scrii-o. Adică eu nu pot să te ajut să o scrii, adică nu știu, nu pot să o scriu pentru tine, nu mi se pare ok, adică nu, și nu pot. Nici nu eram într-o stare prea bună. Și am văzut acest protest, din start am spus nu intervin deloc. Adică să vă dați seama că era pe pagina mea de Facebook tot postau mesaje cu eventul, cu nu știu ce. Nu m-am implicat deloc, nici un like, nici o nimic. Vă dați seama că mă uitam ce se întâmplă pe pagina, dar nu interveneam. Și a venit ziua cu protestul, 29, și asta înseamnă vinerea respectivă, 29 mai. Eu aveam de dimineață un examen, deci am fost la examen, cu istoria filmului, mă rog, o restanță, care a durat până pe la 12 și ceva. Protestul parcă a început pe la 12 și țin minte că în timp ce eram în examen a început să se audă strigăte din curte. Și vă dați seama într-o universitate care e așa ca un fel de cazarmă închisă, ce înseamnă să înseamnă chestia asta, așa brusc, să strige unii prin curte, nu știu, chestii, demisia, în fine. Și am terminat examenul, am zis că nu mă duc, adică nu cobor, pentru că nu mi se părea ok ca prin prezența mea acolo să mute accentul dinspre o posibilă discuție pe care ar fi putut să o aibă ei, între ei, pentru că asta scria pe eventul ăla, la o, nu știu, să mă aduleze pe mine, să zică, nu știu, să urle doar să despre mine. Nu asta era ideea. Și nu m-am dus, dar am stat, m-am uitat de la geam și am făcut poze. Și am stat vreo două ore așa și la un moment dat am primit un mesaj că să mă duc repede la rectorat. Am văzut la un moment dat că s-a golit curtea. Mă uitam și pe Facebook în timpul ăsta să văd ce se întâmplă. Se golise curtea și mi-am primit un mesaj că sunt în fața sunt la rectorat cu președintele Comisiei de Etică. Ca o discuție cu președintele Comisiei de Etică. Așa că atunci am coborât pentru că eram foarte curios ce are de spus președintele Comisiei de Etică despre decizie. Și dacă, nu știu exact cum se practică aici, există un filmuleț făcut la acel protest, există mai multe, dar există un filmuleț un pic mai amplu făcut de cineva care a fost prezent acolo. Aș vrea să vă arăt câteva minute din această discuție cu... Pentru că consider că din aceste fragmente, dacă doriți, de filmare, să veți înțelege, cred, foarte bine ceea ce eu am înțeles în momentul în care am văzut, de fapt, filmarea asta și în momentul în care am participat la discuția cu președintele Comisiei, am avut această impresie că se ciocnesc două tipuri de a fi și două tipuri de a vedea lumea radical diferit, adică ca și când, exact ce vă spuneam, ceva care s-a autoconservat foarte mult timp și nu prea pare să mai aibă legătură cu ce înseamnă noul, ce înseamnă noua generație și aceștia din exterior care nu își dau seama cum e să te izolezi atâta timp. Adică și de partea asta altă e greu de înțeles. Atunci, din ciocnirea asta, în acest filmuleț, mi se pare că reiese foarte bine. E ok să vă arăt câteva bucăți? Bănuiesc, poate unii le-ați văzut, da. Într-o primă fază aș vrea să vă arăt un dialog cu domnul Doruana. E în curte, deci aici eu nu eram, l-am văzut filmat. Care e problema? Păi și, deci dacă apărea fundația Principesa Margareta, aolea, puteam să spun? Puteam. Sau acolo, sau fundația Dan Voiculescu? Dar care e problema? Nu la cu pe la spate și mitocănii din astea cu pe la... Nu la modul ăla, că sunt sigur că de Princesa Margareta n-ați fi spus că pe la spate nu știu ce, dar acum ați scris acolo. Aia e o mitocănie. Aia este o mitocănie. Băi, dacă poți să ascult și alea la teacă, că pot să vorbesc singur. Păi, dar m-ați întrebat cu are mitocănie. Aia e o mitocănie, da? Nu, atâta timp cât... Păi atâta timp cât te revistă... E o dovadă de cultură profundă, nu e o mitocănie. Dacă mă faci în cult? Nu, am spus, vă întreb, ce este, dacă nu e o mitocănie, ce este? Scrie în revista FilmMenu, printre cei care ajută revista și Fundația Accept, cu am scris eu... Cu ce vă deranjează asta? N-am spus asta! Dar cu ce vă deranjează asta? Știi proverbul ăla? Aveți internet? Se pot printa ce a spus domnul... Da, chiar vreau. Haideți să cităm, hai să cităm acum cu presa, hai să citim în caz că n-ați parcurs. Vom face acum o lectură publică, da? De proverbul ăla Onisuaki Malipans,
Nu e vina mea că tu ai o gândire pervertită. Nu e problemă. Nu, le pentru că dumneavoastră okay. Nu, nu e adevărat. Cum adică vezi? dacă apare acolo. Hai să cam filmele alea cu securiști, sunteți cam filmele alea cu cadre, obtuze, exact cam filmele alea sunteți. Nu vreau să mai ascult. Păi ce să ascult? Ești mult mai rău. Ce, că sunt pervertit, ce să mai ascult? Ce sunt? Un element rău? Nu, mai rămâne să spuneți. Nu vedeți că vorbiți ca acum 50 de ani? Nu vedeți că gândiți la fel de îngust? Dar uitați-vă câți oameni tineri sunt aici să vă demonstreze chestia asta. Păi cum, care-i problema? Dar nu vă ridică niciun semn de întrebare faptul că au venit atât de mulți oameni azi? Manipulați. De către cine? Că manipularea e cea mai mare. De către cine? Spuneți-ne ca să știm. Spuneți-ne de către cine? De către cine? Păi dovediți asta dacă faceți o afirmație. Cine ne-a manipulat? Spuneți. Cine? Ați tot citit tot felul de chestii că se întâmplă nenorociri. Dar v-am citit și pe dumneavoastră și nu ne-a plăcut. Da, ia. Păi, mă lăsați să vorbesc despre ce am scris eu, că văd că voi știți mai bine ce am scris eu, ceea ce mi se pare senzațional. Hai să vedem. Tot citind și recitind toate poveștile alea de pe Facebook. Așa. Păi, nu, eu mă leg de acest subiect. Genul ăsta de insinuare. Nu, dragă, dar nu e insinuare. Dar nu e insinuare. E mitocărie și după aia e și insinuare. Dar noi acum vorbim. Da. Ce mi se pare că tu sari? Păi că sari puțin calul. Eu vorbesc civilizat și după aia mitocan. Și ție se pare că făcându-mă mitocan. Am comentat o afirmație de-a dumneavoastră. Care e afirmația în care eu sunt xenofob, rasist? Sunteți homofob. Nu, nu, doar homofob. Nu, ați scris acolo toate. Vreau să vă spun că eu știu yiddish. Care dintre voi știți yiddish? Că s-ar putea să zic că sunteți antisemiți, că nu știți yiddish, nu? Eu m-am născut în Giulești. Eu țiu cu rapidul. Nu știu câți dintre voi sunt atât de rasiști ca mine. Ce legătură are asta? Păi ce legătură are pe clipa în care mă acuți că sunt rasist, antisemit? Păi Afirmațiile, că revista FilmMeniu... Lăsați, de unde a plecat? Păi cine ne-a manipulat? Argumentați-vă afirmația, ați făcut o afirmație, nu poate să treacă așa... Păi dar vreau să o spun! Păi dar spuneți, cine ne-a manipulat? Cine? Păi aia e răbdare puțin! Vă ascult! Așa face și la cursul! Vă ascult! Deci, încă o dată spun, a plecat de la o afirmație falsă, cum că revista FilmMeniu a fost suspendată, interzisă, după care acele postări inițiale s-au șters, de la inimă. S-au șters, s-a revenit asupra și sigur că s-au spus lucruri egale reale, că banii s-au diminuat de la minister și că nu se mai puteau scoate 3.000 de exemplare, ci se scoteau doar 1.500. Au început toate poveștile alea cu interviurile cu Sorin Bozoșeneanu, cu Jules. Pot să vă întrerup un pic aici, vă rog frumos, pentru că partea asta pe care ați spus-o nu este adevărată. Inițial au fost tăiate fondurile revistei. Nu! Ba da, inițial au fost tăiate fondurile revistei. Acceptați? Da, să nu vă inflamați așa dacă cineva vă contrazice, da? Eu v-am ascultat, dumneavoastră nu m-ați ascultat, eu v-am ascultat pe dumneavoastră, îmi pare rău. Eu chiar v-am ascultat. Ați spus că inițial au fost tăiate fondurile revistei, ceea ce este adevărat. Numai că revista putea să iasă în continuare în 3.000 de exemplare cu jumătate din bugetul care i-a fost alocat. După care Consiliul a revenit asupra deciziei și a decis să le înjumătățească tirajul, punct, deși ei se puteau descurca cu jumătate din bugetul alocat. De ce? De ce? Asta e treaba Consiliului de Administrație, nu e a mea. Atunci de ce invocați discuția asta? De ce v-am întrebat altceva? Cine ne manipulează? Deci, tot citind și tot acumulând și acumulând aceste informații. Această informație, pornind de la această informație, această primă informație, această primă informație, dumneavoastră o prezentați. Și domnul Zanfirescu pe mine. De ce amenințați, inclusiv în acest moment? De ce amenințați? Ce cu atitudinea asta după 40 de ani? Nu cred că există calomnie fără absolut nicio problemă. Nu mai există calomnie în cazul meu. Nu? Atunci pentru ce o să vă umplu de bani? Trebuie să faci dovada că eu am comportament antisemit, rasist. Nu, pe dumneavoastră v-am păzit. Ba da, toate postările tale și toate... În primul rând, dumneavoastră doar de homofobie. Exact. Nu e adevărat. Nicăieri nu spuneți pe dumneavoastră de homofobie. Și nici asta nu puteți o dovedi. Nu, noi nu putem să dovedim
pentru că eu... Sunt cu revista FilmMeniu care a fost pusă la spate. Ce ați afirmat? V-am spus. Păi acoperiți-vă afirmația, că ați dat așa o afirmație de... Și noi ce să facem acum? Să vă credem... Și eu ce să fac? Să spun că sunt homofob? Că spuneți voi că sunt homofob? Păi să spun asta? Păi ar fi bine să vă recunoașteți greșeala. Păi copii, că sunteți. Noi nu suntem copii, să știți că nu suntem copii, nici ai dumneavoastră. Noi că sunt dinozauri și moși de acri. Voi aveți o atenție mare, atenție mare că, cum să spun? Nu mai putem să ascultăm nimic ce vine pe partea asta. S-a dus creditul, da? S-a dus. Păi da, am tot ascultat de 4 luni de zile, v-am tot ascultat și am văzut. Toată aroganța, toată intimidarea, toată agresivitatea pe care o proiectați pe niște oameni tineri care nu vin decât să vă pună niște întrebări. Dar n-ai făcut nicio întrebare, n-ai făcut decât să mă păstrați. Ba da, eu v-am întrebat dacă... V-am întrebat cine ne manipulează. Ați făcut o afirmație, nici până astăzi, nici până acum n-ați acoperit-o. Care? Cine ne manipulează? Ați zis mai devreme că e aici. Nu avem creier, am venit toți manipulați, da? Noi nu vrem bine de școli, suntem manipulați. Cine? Propria voastră minte. Propria noastră minte ne manipulează. Păi există ceva? Păi cum stai seama ce întrebare fără ce spui? Maxe, dar nu... Imaginea asta și ce s-a întâmplat după acest protest a fost faptul că mi s-a părut că foarte mult seamănă cu anumite declarații din 90, de exemplu, apropo de piața universității, adică chestia asta cu sunteți manipulați, sunteți manipulați, vă manipulează propria minte, pe de altă parte toată energia asta, să spunem, a celorlalți, a tinerilor care veneau, nu știu, ca la niște dictatori cumva, ca la niște oameni. Ați văzut că nu era foarte calmă discuția, adică era, bun. Pe de altă parte, o să vă mai arăt o bucățică din discuția cu domnul Velniciuc, care înțeleg că se afla întâmplător în biroul rectorului în acele momente. Și cumva protestatarii, mergând la rectorat, au cerut să vorbească cu rectorul. Rectorul nu era acolo, dar era domnul Velniciuc, care a ieșit în fața ușii rectoratului și a vorbit cu ei. Și acum așa, un mic arc peste timp, păstrați în minte faptul că pe 23 iunie UNATC-ul a depus o plângere penală la poliție pentru acest protest, în care susținea că acestor oameni, Doru Ana și lui Velniciuc, le-a fost în mod ilegal, îngrădită libertatea de mișcare și că au fost hărțuiți. Deci ați văzut că Doru Ana se mișcă destul de liber, de altfel o să se vede în clip că domnul Ana vine din propria inițiativă de lângă o mașină să vorbească cu el, pleacă când dorește. Asta ca idee. Bine, printre alte lucruri care sunt scrise acolo, să știți că dacă ați scris pe Facebook ceva despre acest lucru, s-ar putea să fiți căutați de poliție. Pentru că conducerea unei ATC a trecut inclusiv faptul că e hărțuire și cei care s-au exprimat pe Facebook în acest au produs o hărțuire entităților de conducere. Dar cred că inclusiv dialogul cu domnul Velniciuc din acel moment explică destul de multe despre... Așa. E destul de lung pasaj, dar vreau să vă rog. Spune așa, potrivit, mai departe, mai departe. Se poate răspunsul? Acum încercați mai departe. Asta are șansa să ajunge mai greu. Da, se vede. Deocamdată vă comunic despre ce e vorba. Eu am răbdare 5 minute de liniște. Se lăsați să facem 5 minute de liniște că va fi SF. Hai. Deci avem rugămintea să procedați la convocarea în fața Comisiei de Etică a domnilor profesor Andrei Rus, Andrei Gorzo, dat fiind că cei doi profesori au folosit platforma electronică a UNATC, precum și alte medii de socializare, pentru a vehicula informații neadevărate menite să creeze un curent de opinie defavorabil instituției, entităților de conducere sau persoanelor aflate în funcții de conducere. Este de luat în considerare că toate problemele legate de eventuale disfuncții instituționale, decizii care ne mulțumesc, pot fi rezolvate conform procedurilor și mecanismelor democratice pe care Universitatea, prin autonomia ei, le pune la dispoziția membrilor săi. Comisia, la această sesizare, a trebuit să răspundă. Prima întrebare. Care e platforma electronică? Păi dumneavoastră ați judecat acolo și nu știți care e platforma.
Băi, oameni, luați-a... Nu, dar e incredibil, deci... Ați dat cercetarul ăsta ca și președinte al comisiei? Sunt cercetate aceste acuzații sau pur și nu se cred? Da, sunt cercetate. Păi care-i platforma aia? Voastră, ce ați descoperit? Care aceste platforme electronică au înainte? Ce-i adevărat din ce au scris acolo? Dar haideți că n-a răspuns la cele 3-4 mai adevărul. Capetele alea de acuzare. Capetele de acuzare. Care sunt adevărurile? Care sunt adevărurile? Dar la punct de vedere că porniți de la o premisă falsă. Nu mai puneți nicio. Dar chiar și asta, hai să vedem. E important. Jucați în avantajul. Păi, unul dintre neadevăruri, așa unul, și să respect la întâmplare, s-a dovedit a fi că nu există, așa cum s-a afirmat, creindu-se atmosferă, că nu există o decizie pusă în practică de sancționare a domnului Gorzu. Informație eronată, preluată de domnul judecător, probabil de bună credință, și sub autoritatea numelui care este de notorietate, a ieșit în spațiu public să sprijine, Așa, și care e adevărul vehiculat de Andrei Rus? Practic, Universitatea s-a simțit lezată. Pentru că... Dar care este? Nu pentru domnul acela, care este? Acela că așa, ar fi fost... Așa, deci ce a spus? Deci, revin. Nu există o astfel de decizie. Că au existat discuții... Deci Andrei Rus se sancționa pentru că Radu Jude... A scris despre Gorză. După ce s-a anunțat că decizia Comisiei de Etică, deci era un articol pe care Radu Jude l-a scris după decizia Comisiei de Etică. De altfel, ce e foarte interesant în hotărârile Comisiei de Etică este că imediat după ședința de senat în care Comisia de Etică a susținut a citit pe 27 mai care sunt motivele pentru care se cere desfacerea contractului meu de muncă. Se pare că erau altele decât cele pe care le-am primit, pentru că eu am primit pe 3 iunie de la hotărârea și în care pare că sunt prinse anumite lucruri care sunt ulterioare acelui moment. De exemplu, cele 5 motive sunt următoarele. Că nu se vede. Deci am prejudiciat imaginea universității prin denigrarea unor cadre didactice și prin defăimarea conducerii. Diferențe majore între faptele domnului Rus și afirmațiile pe care acesta le face în fața comisiei, nu știu la ce se referă eu în chestia asta, mă rog. Extinderea la nivel național și internațional a prejudiciului de imagine. Aici, la ce cred că se referă? La faptul că după ce a început toată chestiunea publică, pentru că a fost, de exemplu, la protest au fost chiar toate televiziunile, adică nu cred că exista una să nu fie. Și atunci a devenit destul de mediatizată toată povestea, brusc. Andrei Gorzo, care de asemenea a fost chemat în fața Comisiei de Etică, dar din cauza faptului că el este într-un an de pauză, are contractul suspendat, deci nu puteau, de fapt, legal să-l convoace. Și el, de altfel, e la Berlin. Așa că, după ce i-au trimis alături de mine o invitație în fața Comisiei de Etică, și-au dat seama de acest lucru și au revenit cu o altă invitație, de data asta la o discuție colegială cu Comisia de Etică, după ce se întoarce. Andrei Gorzu a scris un articol în limba engleză în care explica pe scurt ce s-a întâmplat până atunci. Și cred că la asta se referă această chestiune cu extinderea la nivel internațional, care, repet, e ulterioară ședinței și deciziei. Apoi, 4. Instigarea studenților din cadrul ambelor facultăți, urmărindu-se destructurarea instituției. Și 5. Utilizarea platformei revistei FilmeNew pentru a crea un fals curent de opinie în rândul tinerilor cineași de marcă, manipulându-i la solidarizare prin dezinformare și omitere de informații reale, oficiale, folosindu-se de notorietatea și buna lor credință, contrar scopului declarat al acestei platforme, bla bla. Bun, deci ideea aici e următoarea. Din nou se pornește de la premisa că oamenii nu știu să gândească cu capul lor, adică în momentul în care mă dai pe mine afară pentru că cineaștii s-ar fi lăsat manipulați, înseamnă că n-ai încredere nici în cineaști, nu? Cineaști pe care, de altfel, eu solicitasem Comisiei de Etică să invite să discute cu Comisia de Etică, dar mi-a fost respinsă solicitarea. Deci nici Radu Jude, nici Stere Gulea, nici cei care au mai declarat public diverse lucruri nu au fost acceptați.
În fine, după acest episod cu protestul, ce s-a întâmplat a fost o nebunie. Eu am plecat imediat la Cluj, la TIF, în după amiaza protestului și întâmplător la TIF chiar plec la Cluj în ultimii ani, am fost implicat într-o într-un workshop, într-un training pentru liceeni, care se numește Let's Go Digital. Deci eram acolo cu 15 liceeni din toată țara și undeva într-o seară eram pe stradă și primesc un telefon care mă anunța că a doua zi o să apară o chestie super ciudată în ziarul Ring, care e un ziar care se distribuie gratuit, din câte știu, la metrou și în tren, cu pe prima pagină cu Zanfirescu, care va declara nu știu ce. În mijlocul nopții au postat articolul pe site și am avut surpriza să văd că domnul Zanfirescu declara pe prima pagină din ziarul Ring că revista Filmeniu face propagandă homosexuală, că eu îmi terorizez studenții dacă ei nu sunt de acord cu orientarea sexuală pe care eu o propun și alte lucruri de genul ăsta. Și ăla a fost unul dintre puținele momente în toată povestea asta în care trebuie să recunosc că, în afară de faptul că m-am îngrășat și că am dormit prost și că, în fine, nu m-am simțit foarte, foarte lovit așa emoțional, dar ăla a fost un moment în care m-am simțit foarte nasol, pentru că brusc, până atunci fuseseră chestii personale, dar nu erau chestii care țineau de relația mea cu studenții, adică de un lucru la care țin foarte mult, și doi, nu erau legate la modul ăsta atât de parșiv, de murdar, de revistă. Adică se legau de două lucruri, practic. Erau două lucruri foarte importante pentru mine, care erau pur și simplu murdărite de niște acuzații oribile. Asta venind pe fondul în care domnul Zanfirescu posta pe pagina domniei sale de Facebook diverse mesaje, mă rog, în care mă făceam diverse feluri, asta trecem peste, dar un mesaj delirant, a postat un mail privat trimis de către președintele Senatului, domnul Sergiu Angel, l-a postat pur și simplu pe pagina sa de Facebook, care era foarte ciudat, care a fost imediat după protest. Imediat. Unde este? Așa. În mod bizar, cu datele de contact ale domnului Sergiu Angel. Iar finalul este foarte ciudat. Deci domnul Sergiu Angel îi explică de ce nu putea veni n-a putut participa alături de colegii săi la protest. Îi spune, am fugit însă între două bla bla. Dragă Florina, acolo treaba e de beciul domnesc. Ce face Rus e doar o imensă fumigenă care ar trebui să facă două lucruri. 1. Să distragă atenția de la problema de fond și 2. Să aducă rector pe cineva capabil să îngroape rahatul de la film până la prescrierea faptelor. Am vorbit intens cu Titi la telefon în tot timpul ăsta. I-am spus că nu mai putem juca cu pionii în partida asta. Trebuie să scoatem turele, caii și chiar regina. A fost de acord. Încă puțin și lucrurile vor ieși la lumină și se va vedea și cine este Rus, dar mai ales cine e în spatele lui, între ghilimele spatele. Între timp văd că se mișcă și studenții din interior. Cu drag, Sergiu. Iar eu citind acest mesaj, desigur că sigur că domnul Zanfirescu a făcut o greșeală că a postat ceva atât de privat public. Dar eu citind acest lucru, un pic m-am înfricoșat, trebuie să recunosc, pentru că ați văzut, nu știu cum v-ați simțit voi să posteze cineva ceva în care spuneam scos pionii, n-au funcționat, scoatem turele și regina și între timp se mișcă studenții din interior. La ce se referea apropo de studenții care se mișcă în interior? Imediat după acel weekend a apărut o scrisoare publică, o reacție a studenților de la actorie din școală, unde erau trecuți în ordine alfabetică din catalog, în care, mă rog, era o scrisoare în care cumva se arătau deranjați de protest, de protestul din vinerea respectivă, de faptul că n-a fost civilizat, de faptul că eu fac scandal și așa mai departe. Cred că la asta se referea că se mișcă, adică la faptul că aflase de acest lucru. Iar domnul Zanfirescu, tot în acea perioadă, înainte să dea declarațiile din Ring, în fine, a mai postat o chestie foarte ciudată.
apare și ideea că un student de la Facultatea de Film care și-a manifestat în adeziune la acțiunile bandei de revoluționari sexuali din Uniunea ATC a primit telefonic amenințări cu moartea. Este a doua oară când îmi exprim speranța că SRI-ul își va face datoria luând foarte în serios aceste lucruri. Și, cum să zic, era o perioadă, adică vă dați seama, majoritatea, numai, fiind la TIF, adică dimineața eram cu licenii, după amiaza primeam în continuu mesaj, articole care se scriau, în fine. Și în general, articolele pe care mi le trimiteau prietenii erau negative, adică erau diverse chestii din Cancan, din Click, din, nu știu cum se cheamă, Ziariște Online, tot felul de chestii în care, ba, eram asociat, asemuit cu un pedofil, care nu știu ce fac cu studenții, ba, era războiul între Florin Răvirescu și poponarii de la UNATC, adică era o chestie de genul ăsta, foarte jos. Și era destul de dificil, iar în momentul în care a apărut articolul din Ring, ăla a fost pentru mine momentul în care chiar am clacat așa câteva ore, mai ales că eram acolo, repet, cu niște liceeni, ai căror părinți nu știam cum sunt, adică nu știam ce o să creadă și în primul rând nu știam ce o să... Vă dați seama, vă imaginați ce, probabil puțin despre ce înseamnă chestia asta. Și, mă rog, a urmat o întreagă perioadă în care atenția a fost mutată de către conducere și de către o parte dintre acești profesori spre această problemă. A faptului că, de fapt, e doar o luptă cu niște homosexuali, a faptului... Deci, în continuu s-a mers pe chestia asta, care sigur că a creat, cum să spun, la o parte, de la oamenii care sunt un pic mai emancipați din punct de vedere social, a creat... cu siguranță nu a fost confortabil și plăcut, dar cu siguranță la o bună parte a, mă rog, oricum, cine citește Click și așa, nu cred că e același tip de public, dar la o parte a publicului a creat această. Deci dacă vreți strategia, cred că asta a fost tura. Sau oricum, ceva după pion a fost să creeze această strategie și în plus... Părerea mea este că au crezut că o să renunț, adică în momentul în care se aruncă așa cu niște tunuri de jeg la adresa ta, la modul ăsta, în primul rând că pentru niște oameni la o anumită vârstă și care au anumite mentalități, cu siguranță cel mai rău lucru care se poate spune despre tine este să fii homosexual, cred. Deci un lucru. Și atunci probabil s-au crezut că deja când îmi spun că sunt homosexual, s-a terminat. Și doi, când mai spun și chestii, că nu știu ce fac cu studenții și așa mai departe, s-a terminat caput. Și am avut surpriza să văd atunci foarte o solidarizare a studenților care au scris o scrisoare, mă rog, în care mai multe zeci de studenți vorbeau despre cursurile cu mine. Mai mulți cineaști au ieșit și au vorbit iarăși. În fine, a fost foarte ciudat. După această săptămână în care totul a fost vehiculat în această parte, cred că au ieșit cu altă tură, și anume au mutat tot domnul Zanfirescu în ziarul Ring la două săptămâni distanță, a declarat că de fapt problema nu e homosexualitatea, ci banii. Și a venit cu această chestiune, a repetat aceeași chestiune al domnului Sergiu Angel de acolo cu faptul că noi am ieșit ca să acoperim o fraudă de la film. Și ca să vedeți cât de interesantă e viziunea, cu gândul de a-l pune, el nu zicea în cuvinte, dar asta e ceea ce se vehicula în interior, ce aflam eu, că de fapt noi cu Laurențiu Damian, cel care și-a dat demisia ca președinte al Senatului, am înscenat totul, adică tot acel început care a declanșat totul a fost înscenat, ca după aceea el să-și dea demisia să iasă ca erou, ca după aceea ei să iasă prost, nu știu, probabil am înscenat și să mă dea afară comisia de etică, dar Damian nu mai era în post de conducere, și cu scopul ca după ce îi terminăm pe ei, să-l punem pe rector, pe Damian, care să ascundă toate furturile de la film pe care noi am fost puși să le acoperim. Adică noi am fost trimiși de cineva să le acoperim, nu probabil plătiți foarte bine. Deci asta a fost perioada în care au început diverse teorii ale conspirației în interior, despre care aflam în primul rând de la diversi colegi de la teatru. Pentru că la teatru, noi nu avem niciun fel de legături cu facultatea de teatru, și atunci nu ne cunoaștem deloc. Și brusc se vorbea despre mine, nu? Brusc, așa, cine e ăsta, și se vehiculau diverse informații. De la faptul, inițial când a început, din cauza faptului că eu eram la Kiev, când am început să scriu mai mult despre un ATC, primul lucru care s-a spus, și mă rog, aveam o poză de profil în care aveam o pălărie de asta, care poate fi considerată sovietică, pentru cine nu știe, de fapt este, mă rog, acum nu vă arăt, vă imaginați, e o pălărie de asta, de
de soldat, așa, dar o pălărie, o căciulă. Dar ea e, de fapt, reprezintă, are un simbol care reprezintă eliberarea Ucrainei de sub Rusia, mă rog. Știți că acum în Ucraina sunt diverse evenimente. Din această cauză că am început acolo, inițial am fost considerat de către unii, foarte puțini sper din interior, dar asta e ceea ce aflam, ca un agent al Moscovei. Adică că eu pe cuvântul meu, deci este absolut halucinant, adică un agent al Moscovei, după care în momentul în care a început chestia cu homosexualitatea, un agent al ambasadei Americii nu știu ce, al emancipării, nu știu de care. După care, domnul Zanfirescu era foarte transparent, adică când, văzând evoluția pe pagina domniei sale, îmi dădeam seama ce gândesc unii oameni, puțin, dar cum să spun, lucrurile de genul ăsta creează, mai ales în interior, în momentul în care oamenii nu-și explic ce a apucat pe ăștia brusc să facă chestiile astea, cel puțin îi țin în stand-by, adică nu acționează în niciun fel, nici de o parte, nici de alta. Stau și nu se implică. Adică ăsta cred că este rolul acestor teorii ale conspirației. Nu de-a-i face pe oameni să creadă, că vă dați seama că nu cred decât câțiva. Dar tot apărând, înseamnă că e ceva pudră de acolo, clar. Altă chestie, că suntem neomarxiști și comuniști și vrem să aducem, nu știu, Dumnezeu pe cine, bun. Și chestia pe care au început să marșeze tot mai des, însă a fost asta. Cu noi am ieșit ca să acoperim niște fraude de la film, că de-aia am ieșit cu Botoșeneanu, că l-am apărat pe Botoșeneanu, nu știu ce. Bun. Și asta a fost chestia cea mai vehiculată. Așa că următoarea strategie, în momentul în care s-a anunțat, nu-i cu homosexualitatea problema, e cu banii, a fost imediat pe site-ul UNATC, a apărut un comunicat semnat de către prorectorul Nicolae Mandea, pentru că rectorul în momentul de față filmează, deci la dreptul de semnătură e la altcineva. Pe site-ul UNATC a apărut un comunicat în care se spune că e pus un audit intern făcut la revista FilmeNew în luna aprilie, datat 6 aprilie, care descoperă audit intern, înseamnă că există o persoană, instituțiile publice sunt obligate să angajeze pe cineva care să facă audit, care să fie angajat. Și e un audit făcut în aprilie care descoperă niște nereguli la felul în care, din punct de vedere administrativ, revista. Eu nu sunt menționat în acel audit pentru că singurul meu rol în toată chestia asta era că eu preluam revistele, adică eu semnam pentru că ajungeau la mine și eu le distribuiam, ele fiind gratuite, distribuite gratuit. În schimb, în mesajul respectiv, pe care o să vi-l arăt că m-am enervat, este un răspuns al instituției la toată situația. Așa. Deci, privind campania de presă recentă privind UNATC și conducerea acesteia, s-a acreditat ideea că Andrei Rus și Andrei Gorzo, lector universitar și redactor al revistei FilmeNew, au fost supuși unor grave abuzuri de putere și ar fi fost victime ale denigrării publice. Dorim să subliniem că acest conflict între Consiliul de Administrație și redacția FilmeNew nu este un conflict între totalitarism și libertate, între comuniști și anticomuniști, ci este un conflict generat de încercarea Consiliului de Administrație de a pune ordine administrativă în activitatea facultății de film, inclusiv în ceea ce privește administrarea revistei FilmeNew. Nu există nicio imixtiune în Consiliu, nicio intenție de suprimare, bla bla, discuțiile interne privind tirajul sunt firești. Precizăm că până în momentul de față nu s-a produs nicio reducere a tirajului, în prezent revista este suspendată prin decizia redactorului Andrei Rus. Pentru a clarifica datele privind modul de derulare a contractelor, compartimentul audit public intern realizat la cererea rectorului UNATC, o misiune de verificare preliminară. Dăm publicități acest raport pentru a aduce mai aproape de realitate imaginea construită printr-o comunicare de balansată. Și apoi era auditul. Deci acesta era comunicatul. Eu am trimis conducerii, am înregistrat o cerere prin care solicitam să publice pe site un răspuns al meu, având în vedere că e menționat numele meu pe site-ul UNATC, să publice un răspuns. Nu mi s-a... Ceea ce e foarte amuzant este că, bineînțeles, că nu mi s-a răspuns. În schimb, domnul Manda răspunde pe site unei cereri oficiale înregistrate, în care spune că anunță că a fost depus la secretariat un text al meu în care se afirmă că ar fi menționat numele său în legătură cu acel raport. Lucru complet adevărat. Adică, cum poți să spui așa ceva? Adică, dai mai jos și uite numele meu. Adică, pe cuvânt, nu. Am fost absolut șocat. Și mă rog, tot în acest comunicat anunță și crearea unei comisii speciale
care urma să verifice activitatea, lucrurile semnalate în audit. Ați ghicit, președintele acestei comisii a fost pus Florin Zanfirescu, pentru că e un bun manager. Și a fost așa. Am fost invitat, sunat într-o după-amiază, ca până a doua zi, la ora nu știu care, să răspund la niște întrebări. Am primit o hârtie, o convocare, în care se scria că sunt, deci, ca să citez, era o convocare fără antet, doar cu semnătura domnului Zanfirescu, fără să se explice ce e cu această comisie, cine a, conform căror lege, care este regulamentul de funcționare, etc. Și în care se spunea că trebuie să-mi formulez apărări. Și erau patru întrebări de tipul ce ați făcut cu afișele și revistele în data nu știu care, whatever. Și peste două zile urma să aibă loc întâlnirea. Eu nu m-am dus în fața acestei comisii, pentru că avocatul meu, în primul rând, mi-a spus că în primul rând trebuie să aflăm legitimitatea acestei comisii. Am trimis niște întrebări către această comisie, la care, dacă mi se răspundea, urma să mă prezint în fața ei. Întrebări legitime, apropo de legalitatea ei. Nu mi s-a răspuns, în schimb, a doua zi mi s-a trimis, ca și când n-aș fi trimis nimic, o altă invitație în fața comisiei. Din nou am trimis aceleași întrebări cu o întrebare suplimentară. Așa că comisia, întrunindu-se special pentru mine, la un moment dat m-a sunat studentul din comisie, alarmat, spunându-mi că avocata școlii spune că dacă nu mă prezint, voi fi găsit vinovat pentru un prejudiciu de 1 miliard de lei și vor trimite la poliție chestia asta. Și am zis, mă, Alexandru, stai liniștit. Deci spune avocatei că e ok să trimite la poliție, dar dacă nu mi se răspunde la întrebările alea, eu nu vin. Că ea spune că nu e legal să cer chestia asta. Să-mi scrie lucrul ăsta în scris, ștampilat și semnat, și în secunda 2 sunt în taxi și am venit. Că nu vrea. Și atunci nu vin. Și totul a fost o discuție asta aberantă în care avocata nu vrea, bun, nici eu nu vreau, bun. Și s-a încheiat discuția, înțeleg că s-au certat pe acolo, whatever. Asta era săptămâna trecută, cred. Săptămâna aceasta, Iulia Popovici, o jurnalistă care a fost foarte implicată în toată povestea asta, a descoperit ceva halucinant. La un moment dat m-a sunat și m-a întrebat așa, tu ai căutat vreodată pe Google numele avocatei voastre? Zic, nu, nu m-a dus capul, ea caută. Și am căutat pe Google ca primele articole, unul dintre primele articole să fie o afacere cu Roșia Montană Gold Corporation, în care aceasta a fost implicată în 2011, în ea sa lucrând la Ministerul Culturii. Și de acolo a și fost adusă, de fapt, la una tăceia externă, mă rog, dar dinspre Ministerul Culturii acolo lucra. Și în anul 2011 a fost un acord, a fost încheiat un contract între Roșia Montană Gold Corporation și un institut care ținea de Ministerul Culturii, prin care erau condiționată o plată a 60 de milioane de euro, sau de dolari, cred că de dolari, dați de către Roșia Montană Gold Corporation spre acel institut, dacă Ministerul Culturii va aproba începerea exploatării. Și printr-un proces, printr-un proces care, asta o să fie și pe internet, că v-aș zice ceva secret, atunci vă zic. O să vă zic, de fapt. Printr-un proces, tribunalul a obligat Ministerul Culturii, care era sfătuit de această avocată, să nu desecretizeze nimic, că totul e secret, exact cum face acum cu NATC-ul, totul e secret. Niciun act pe care îl ceri, nu se poate. Aproape niciun, mă rog. Mai ales dacă îl cer eu. A fost obligată să desecretizeze contractul, care contract e pe net. Adică e tot contractul pe net cu semnătura ștampila ei, cu declarațiile din 2013 ale celui care era la vremea respectivă nou președinte al institutului, care declara cât de ilegal e acel contract, cum a dat afară pe avocate, etc. Și Iulia Popovici a scris un articol, a aflat de plângerea asta depusă la poliție de către, plângere penală depusă la poliție de către conducere și teoria este următoarea și cred că are dreptate. Pentru că comisia asta Zanfirescu era, deci deadline-ul ei, era ședința de senat în care se discuta contestația mea față de decizia comisiei de etică. Ședința asta de senat a avut loc alaltă ieri. Deci ei trebuia ca în același senat în care se discuta contestația mea să vină cu rezultatele acestei comisii FilmeNew, care probabil ar fi trebuit să mă găsească vinovat de ceva. În același timp, plângerea penală pe numele meu iarăși era o chestiune gravă pe care o făcusem. Și atunci toate aceste trei lucruri prezentate Senatului trebuia să mă scoată dreptul, conform Iulei Popovici, un infractor care n-are ce căuta acolo. În plus, conform codului muncii, în momentul în care angajatul
depune o plângere penală la poliție pe numele angajatorul, pardon, depune o plângere penală la poliție pe numele angajatului, ea are dreptul să suspende contractul angajatului pe perioada în care se derulează respectiva cercetare. Deci era, conform articolului Iulei Popovici, iarăși o încercare de a, indiferent ce decide Senatul, de a scăpa de mine. Și acum, acest articol pe care ea l-a scris și care cred că e foarte, foarte mișto, adică eu am fost șocat de toate aceste lucruri, cred că a creat niște valuri în interior. Și așa că această comisie a prezentat în Senat două rapoarte. Un raport al avocatei, în care, printre alții, sunt și eu incriminat, și un raport al comisiei, adică al domnului Zanfirescu, care e foarte soft, adică care, așa cum adică e soft, în care vorbește despre faptul că există niște probleme în instituția asta procedurale, mai ales la nivel de magazie, de cum funcționează magazia și cum nu funcționează. Dar, practic, vorbește despre faptul că, și care oricum n-au nicio legătură cu mine, dar care vorbește despre faptul că un ADC ar trebui să facă niște proceduri de acum încolo ca să funcționeze bine universitatea. Nu poți pedepsi un om, adică pe magazinier sau pe nu știu cine, pentru ceva ce nu i-a fost semnalat până acum. Și au fost prezentate ambele, dar practic comisia și-a asumat varianta asta altă. Bun, în urma acestui articol. Iar această plângere penală, care conține numele unor oameni din instituția NIA, care am așa vagi bănuiel că n-au fost întrebați înainte dacă se consideră sechestrați sau nu la acel protest, iarăși s-a încercat evitarea subiectului, s-a încercat pe cât se putea să nu se răspundă în Senat la întrebări legate de subiectul acestei plângeri penale, dar care a fost confirmată de Poliția Română. Deci Iulei Popovici a fost confirmat că a fost trimisă, iar ieri ni s-a luat un interviu de către Digi24, în care înțeleg de la reporterul de acolo, n-am văzut știrea, că nu eram altundeva, înțeleg că domnul Manda a confirmat plângerea de asemenea în numele instituției, deci vom afla mai multe lucruri despre ea. Dar practic aceasta cred că este altă etapă. Deci după prima etapă aia cu terfelirea publică, etapa a doua a fost terfelirea publică pe principiu e hoț sau e ceva dubios acolo, vrea să ascundă ceva și așa mai departe. Și acum aștept să văd ce urmează. Cert este că, și cu asta închei, cert este că din toată această poveste, dorința mea și a celor care, pentru că au fost foarte mulți oameni care s-au implicat necondiționat, de fapt, în toată susținerea asta. În primul rând, nu în susținerea mea, ci în faptul că li s-a părut că ce se întâmplă este un abuz. Și atunci au reacționat și încet, încet s-au mobilizat tot mai mult, s-au implicat tot mai mult. Iar acum am realizat un grup care se numește Una ATC Reformează-te, pe care o să-l transformăm și într-o asociație. Cu scopul, am scris un manifest, mai mulți oameni, mă rog, am scris un manifest cu 11 puncte în care, cum să spun, spunem public care sunt lucrurile pe care am vrea să le dezbatem în următoarea perioadă și vom organiza o serie de dezbateri într-o primă fază, publice, la care dorim să participe și oameni, în primul rând, oameni din interior și oameni din Brazil, practic oricine, studenți. Iar ieri a avut loc prima întâlnire, care s-a întâmplat undeva într-un bar de lângă universitate, pentru că universitatea nu ne-a permis accesul, adică a refuzat să ne primească într-o sală și a fost foarte ok. Adică, printre altele, din școală, singurii profesori prezenți am fost eu, a fost domnul Zanfirescu și am apreciat acest lucru, și a fost Mihaela Mihailov, care e o tânără lector de la teatru. Și m-am bucurat sincer că a venit domnul Zanfirescu cu o parte dintre studenții domniei sale. Și m-am bucurat că nu a existat, cum să spun, n-a fost ostilitate la adresa domniei sale. Adică a fost o încercare de a dialoga trecând peste, adică ceea ce îmi doream de altfel. Adică îmi doresc să... Adică, până la urmă, lucrurile care s-au întâmplat în ceea ce mă privește, singura mea dorință și singurul motiv, dacă vreți, sau principalul motiv pentru care nu plec din un ATC, nu e orgoliu că pierd dacă plec, ci faptul că chiar sper că acest lucru și această indignare a multor oameni, unii dintre ei oameni importanți și influenți, de altfel, ar putea transforma tot acest circ în ceva constructiv. Și faptul că domnul Zanfirescu a venit ieri acolo, și faptul că am avut un dialog. Bine, e amuzant că la un moment dat mi-a zis că de când așteaptă domnia asta pe cineva ca mine. Ceea ce a creat un pic o stare de ilarit. Na, oamenii știau ce se întâmpla, în fine.
Dar faptul că a plecat spunând, că o să spună în interior, că trebuie ca de acum dezbaterea asta să se întâmple în universitate, că trebuie ca studenții să participe, că e nevoie de o reformă, etc., etc., e important, mi se pare un lucru important. Și o declar public, am apreciat acest lucru la domnul Zanfirescu, faptul că a venit și că... Așa, și acum asta sper să se întâmple. Deci sper că, apropo de revoluții, că nu, până acum a fost circ, sau hai să spunem, nu spunem circ, că poate jignim arta circului. A fost scandal, nu știu, a fost, naiba să-l ia, nu știu, scandal. Dar acum aș vrea să se transforme în altceva. Și eu pentru asta lupt. Adică, sigur că Senatul a decis acum două zile că nu voi fi dat afară, asta am uitat să spun. În schimb, am primit 3 sancțiuni deodată, ceea ce din câte știu e ilegal, dar mă rog, vedem în instanță, oricum ajung cu ocazia asta, mă bucur că am primit măcar o sancțiune ca să ajung în instanță, că mi se pare că acolo trebuie să termine toată chestia asta, că altfel nu. Am primit 3 sancțiuni, una este un avertisment scris, tăiere din salariu timp de un an, 15%, și de cel mai amuzant, faptul că timp de 5 ani nu voi putea să am funcții de conducere. Și nici să candidez de a deveni conferențiar și așa mai departe. Sigur, va dura un pic, va dura cam un an în instanță și așa, dar timp de un an probabil nu voi mai fi parte nici din Consiliu, nici din Senat, deci nu voi mai putea vorbi despre ce se întâmplă acolo decât din poveștile altora. Și nici nu voi putea ajunge rector, ceea ce visam de când eram mic. Ok, am vorbit foarte mult, știu, dar așa sunt eu și îmi cer scuze așa, dar sper că s-a înțeles câte ceva. Și acum așteptăm întrebări? Da. Mulțumim, Andrei. Nu, mersi, nu.